Dar ce ai pățit? De ce ai ajuns la spital? Trebuie să mă operez de ernie de disc, de spate, mi-am făcut toate analizele, investigații, tot tremene, tot, situația este foarte grea. Și lucrând la Mangalia, am zis că să mă duc acolo la urgență. Am sunat salvare, au venit, m-au dus, toate bune și frumoase până am ajuns acolo. Acolo m-au ținut vreo câteva zile, doar atât mi-au făcut un calmant pe timp de seară să pot dormi. Și restul, ziua stăteam la marginea patului, în genunchi, cu piernă sub picioare, pentru că durerile erau foarte mari. Dar nimeni nu se închisea de la Mangalia, nici măcar să mă transfere, că nu era de competența lor. Acolo era ortopedie. Deci eu nu aveam nevoie de șuruburi, de implanturi sau ceva. Era ortopedie și eu eram pentru neurologie. Neurologie. De coloană se ocupă alții decât ortopedie? Da, da, normal. Normal, cei de la ortopedie au pentru implantări de șuruburi de asta și la neurochirurgie sunt cei care se ocupă coloanele, cu spate, cu remeneuri, cu astea, e o diferență. Ok, și acum unde, în ce secție ești, în ce spital ești? Acum a dat bunul Dumnezeu, Oleg, și mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la Botoșani, sunt internat și mâine dimineață la ora 8 sunt deja programat pentru operații. Păi sunt te-ai dus cu... Te-ai dus cu trenul sau te-au dus ei de la Mangalia? Cu trenul am venit. 4 trenuri am schimbat, necăjit, mers pe genunchi. Ferească Dumnezeu, nu doresc nimănui să tragă chinul pe care l-am trecut eu cu trenul să ajung până la Mangalia. Mangalia cum te-au lăsat? Pur și simplu du-te acasă, netratat, neoperat? Nimic. Nici nu m-au băgat în seamă. Constanța. Nu m-au transferat și nici măcar, Oleg, ca să înțeleg, nici salvare nu m-au dat să mă duc înapoi acasă. A venit mașină particulară care am plătit-o să poată să mă iei. Nu aveau salvare să mă transporte de la spital înapoi la complex unde eu era. Urât. Asta este, și eu sunt asigurat. Aveam bilet de trimitere, tot, nu exista nimic. Și mai mult ca atât, ei au făcut și am făcut sesizare în scris la conducerea spitalului, pentru că am fost nemulțumit din modul cum am fost tratat de partea lor a spitalului. Doctorul care s-a ocupat de mine venea să uita și cel mai grav este că au făcut fals în acte. Deci ei mi-au trecut că m-am ameliorat. Dacă eu m-am ameliorat, mai mă internam la Botoșani. Păi și ce ai de gând după operația, sper că reușită, de la Botoșani? O plângere ceva pe medici? Da, normal, dar voi face la Mangalia, la parchet, la Constanța. Îi depune o deci plângere penală și la colegii medicilor. Nu, nu voi lăsa situația așa, voi merge la colegii medicilor. Am cu la conducerea spitalului, așteptă ce răspuns îmi dă, am cerut număr de înregistrare, vreau să mi se dea. Și mai mult ca atât, Oleg, ca să menționez un lucru, să știi public, că am cerut ajutorul lui Emanuel Ungureanu. Dar cine este? Ăsta este acel care îl vezi tu pe la televizor, că e de la Comisia de Abuzuri și întâmplător și greșit s-a trezit domnia sa să mă fac pe mine nebun, că au ajuns să am toți nebunii să-mi ceară mie ajutor. Eu nu l-am văzut în viața mea decât numai la televizor. Coincidență că... senator? Da, e deputat la USR, și spune că el răspunde din partea Comisiei Abuzurilor care se fac în spital. Eu i-am cerut un ajutor, într-adevăr, pentru că am constatat că la Mangalia era o problemă foarte mare și am văzut că oamenii mă încurca. Nu am putut să mă programez așa cum am făcut aici la Botoșani. La Botoșani am sunat dintr-un telefon, m-a programat. A doua zi eu am fost aici la programare, deci asta s-a întâmplat ieri. Am venit dimineață de la Mangalia, am venit, m-a văzut doctor, m-a internat, mi s-a făcut analizele tot. Dar este foarte dificil față de Mangalia. Deci niște condiții aici la spitalul Botoșani, n-am ce, sunt foarte mulțumit. Eu trebuia, poate că n-am realizat că trebuia să vin la bun început și eram gata și operat și poate că eram pe faza de recuperare. Păi am pierdut mult timp, 2 luni de zile de chin și în acasă. Și tratament. Cât ai stat în spital la Mangalia? De pe 21 până pe 30. Săptămână. Da. Mi-au dat concediu medical, dar din care nu și-au asumat când au făcut concediu medical.
pe o foaie mi l-au ștampilat și pe un alt document spune că nu se ia în considerare concediu medical, deoarece nu este necesar sau o greșeală enormă. Păi cine a zis că nu este necesar? Angajatorii sau cei de la spital? De la spital au greșit. Cum nu e necesar dacă ești internat și nu ești la lucru? Poți fi concediat că nu ești la lucru. Am fost, dar nu, că eu eram angajat. Dar ideea este păi că... erai angajat, dar erai internat în spital. Da, da. Păi nu erai la lucru, sau putea să te dea afară că nu ești la lucru. Dacă nu aduci certificat medical. Dar eu l-am dus, Oleg, Tomaia Sebaiu, că eu am dus certificat, mi s-o dat de la spital, dar la spital au greșit. Și îți trimit documentele ca să vezi unde e greșeala. Deci asta eu am certificat de concediu. Eu nu mă pricep. Trebuie să denunț, cum zici tu, la colegii medicilor, la parchet, dacă crezi că e faptă penală. Și iată prin mediatizare, că acum înregistrăm și publicăm discuția asta, nu? Da, este... Și în primul rând vreau să spun că acolo, dacă este pentru ortopedii, de ce m-au internat acolo și m-au ținut ca statul să le plătească cei la casa de asigurări să le plătească felul că ei m-au ținut, că mi-au dat și de mâncare și seara am făcea o injecție, dar restul de cu zi și până seara stăteam la marginea patului cu dureri și chin. Nu știu, să vedem ce o să zic șefe. Îți doresc sănătate, mulțumesc pe pentru mâine... încredere, pentru apel, sper mâine să se rezolve cu operația și ai grijă după aceea ce fel de joburi îți găsești, să nu mai cari greutăți, protejează-ți coloana, că e foarte important. Și ar trebui să faci și sport de întreținere, ar trebui în not, da, gimnastică, să vine cu întreții coloana, trebuie să întărești mușchii care ține coloana. Da, deci voi face și recuperarea tot, deci de la cap la coadă și recuperarea, o fac tot aici, prin asigurarea asta tot, și recuperarea și asta, fiindcă eu am stat și m-am gândit. Dar trebuie să schimbi modul de viață, nu doar recuperare și operație, trebuie să schimbi modul de viață. Nu mai cari greutăți, să nu mai stai mult. Asta știu, mi-am luat eu măsuri de acum numai, s-o gătit cu mine, că eu odată am trecut pentru operație, nu mai trebuie să mai trec și a doua oară, că ferească Dumnezeu, nu dore la nimeni, cât m-am chinuit eu, nopți nedormite, pastile, infiltrații în coloană, nu lucra nici infiltrațiile, nimic. Deci numai eu. Și în primul rând vreau să trag un semnal de alarmă pentru cei de la Mangalia, fiindcă oamenii cei sunt plătiți să begheze pacienți. Dacă știu că ei nu erau capabili pentru mine, domnule, puteai să mă trimiți acasă, nu să mă ții acolo. Sau mă dădeai mai departe la Constanța. Te-ai trimis da? Pe o săptămână acasă. Că gata, te-ai făcut mai bine. M-am dus și eu mai departe la Botoșani. Că dacă vineam de la bun început aici, eram și rezolvat. Dar, în fine, am putut, am trecut, am rezolvat, am să mă văd pe bine, să fac recuperarea și să fiu din nou un om care să pot merge pe picioarele mele. Sperăm să te rezolve bine la Botoșani, că mai ieri am văzut că o femeie a murit din neglijența medicilor, fix acolo. O femeie gravidă, a murit și copilul. Nu știu, am văzut știrea, nu știu, deci am da, văzut știrea, dar eu am convingerea că doctorul... Și atitudinea diferită. Da, de, oricum, eu vreau ca să spun, fiindcă știi că lucrăm cu Curaj TV, deci doctorii pentru mine de aici, n-am ce spune, sunt oameni deosebiți, m-ar bate Dumnezeu să spun că, băi, că chiar nu-și fac treaba. O curățenie, n-am ce spune, și doctorul, chirurg, a venit și ieri în timpul liber și astăzi și își caută pacienții și îi pansează un alta. Deci n-am ce spune. Deci doctorul în timpul cred liber... Cred că e în tura lui, schimb de weekend, nu cred că e timpul liber. Da, oricum, foarte bine că își face datorie, sperăm și operația de curgă mâine bine și săptămâna viitoare să auzim de la tine vești bune. Da, oricum, țin la curent cu Curaj TV, fiindcă multă sănătate și toate cele bune pentru toți, și pentru Adrian Ungureanu și pentru toți care sunt alături de Curaj TV și de iPark. Nu uităm, vrem un aer liber, curat și parcul Ioreț, să vedem ce a frumos acolo, că am văzut că... Dar nu știu că... care e Adrian Ungureanu. Sau cum, băiatul cela care cu câinile, că era astăzi în emisiune cu el. De la Oleg Adrian Vlad? Oleg Adrian, așa, Oleg Adrian. Care e la Berlin. Ok, da. Ținem legătura. Sper să ne vadă, să ne audă și Emanuel Ungureanu, care zici că n-a vrut să te salveze. Da, deci, n-am, sincer, Oleg, n-am crezut că ajung să fiu înjurat de acest om
și nu m-a văzut niciodată în viața lui decât eu l-am văzut la televizor. Cineva a făcut intervenții și l-a rugat dacă mă poate ajuta, că eu i-am trimis toate documentele, i-am trimis tot ce mi-a cerut el. Și despre mi-a cazul spus, de la Mangale sau despre ce? Da, cazul la Mangale, cazul la Mangale. Și când persoana respectivă l-a sunat, persoana respectivă este consilier local. Deci este consilier local la o primărie. Deci de la noi de Moldova. Și l-a sunat și l-a rugat. Nu sunt nici un om fără nicio funcție, nu neapărat un consilier local. Probabil și un alt partid și-o fi zis, ce mă leg eu cu alte partide? Acum se întețește lupta dintre partide, că vin alegerile și oamenii sunt mai puțin raționali. Dar nu se face așa să înjuri pe cineva. Cum aș putea lua eu de tine fără să nu te văd în viața vieții mele să spun că ăla e nu știu cum, ăla nu știu cum. Vreau să amintesc că te-ai luat de câteva ori de mine, deci ești capabil, nu mai da vina doar pe Emanuel Ungureanu. Adă-ți aminte cum vorbeai tu cu mine odată când erai obosit, ca să zic așa. Bun, ungurene, fete sănătos! Bun, sănătate!